Bun găsit, dragi tauri, la etalarea voastră pentru următoarea săptămână, 26 aprilie, 2 mai, sau pentru următoarea săptămână, din momentul în care vă uitați la acest video, da? Că energiile se pot întinde, tarotul de multe ori este atemporal, așa că și energia. Hai să vedem ce așteaptă pe dragii mei tăurași. Etalarea este valabilă pentru cei din zodia taur, cu luna, ascendentul, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. De asemenea, vă indic să ascultați și semnele zodiacale în care aveți marcaje importante pe astrogramă. Puteți să ascultați și semnele zodiacale pentru persoanele cu care voi intrați cel mai des în contact. Poate vă regăsiți și pe acolo prin mesajele celorlalți. De asemenea, vă reamintesc că au apărut filmările pentru luna mai. Le găsiți în playlistul mai 2021, în același playlist. Puteți să ascultați și de acolo, să vedeți cam care e energia generală. De asemenea, vă reamintesc că sunt și filmările zilnice, dragii mei tauri, tot pe semne zodiacale, găsiți și acolo mesaj. Hai să trecem la treabă. Avem spânzuratul, 9 de monede, 5 de bâte, judecata, luna și cu puterea. Multă, multă putere aici la voi, multă intuiție, multe lucruri ascunse și o reînviere la viață. Cred că ceva vă provoacă, dragii mei tauri, ați simțit poate acest lucru cu ceva timp înainte și să știți că e normal să fie așa, sunt perfect normale aceste energii de aici pentru că multe, multe planete se află în semnul vostru, au loc tot felul de conjuncții, urmează numai și cuadraturi. Nu uitați că Lilith încă este acolo, Uranus încă este acolo în semnul vostru, deci semn că e o perioadă în care sunteți așa de mici mari vedete, ca să spun așa. Repet, nu neapărat pentru toți cei care au soarele în taur, că și pentru cei care au multe, multe planete în astrogramă pe taur, posibil și pentru ei pe acolo să fie lucruri mai importante, mai ales pentru cei cu nodul nord, acolo cu siguranță lucrurile sunt intense. Și vă spun aceste lucruri pentru că, v-am zis, e o perioadă intensă pentru voi, văd aici totuși o luptă în care ori sunteți invitați, ori o luptă în care e nevoie să vă căutați aliați, poate aveți mai mult de lucru pentru niște bani, poate aveți ceva de primit, da? Și poate sunt multe persoane cu care e nevoie să vă întâlniți în această săptămână, văd niște bani care vă intră. Sau posibil această idee că poate stați mai bine din punct de vedere financiar, dar să vă dea nițel bătăi de cap. Sau dacă nu stați bine din punct de vedere financiar, tocmai acest lucru să vă neliniștească, ca să spun așa. Și de asemenea văd un mic mare blocaj în care sunteți, un sacrificiu pe care e nevoie să-l faceți, dragii mei tăurași, referitor la zona aceasta financiară, referitor la împlinirea voastră. Sunt foarte multe arcane majore aici. Semn că e o săptămână plină, e o săptămână plină, poate unii tăurași își cerbează ziua de naștere, eu spre exemplu îmi serbez ziua de naștere, da, pe undeva pe 29 aprilie, da, o să spun acolo în live sau un clip, da, vedem dacă facem live, dacă facem clip, vedem. Ideea este, dragii mei tăurași, că e o săptămână plină pentru toată lumea, o săptămână în care simt aici tot felul de blocaje, tot felul de idile, ca să spun așa, da? Poate să fie vorba și de o idilă, pentru că văd că trebuie să vă împărțiți așa, aveți o concurență. Hai să vedem exact despre ce e vorba. Și de asemenea e o perioadă în care poate e nevoie să vedeți cu alți ochi zona aceasta financiară, zona împlinirilor, zona bogățiilor, că bogăție nu înseamnă neapărat să ai nu știu câte milioane de euro în bancă, da? Înseamnă și să te simți tu împlinit, să ai acea stare foarte, foarte bună, să fii înstărit, să poți să guști viața și să te bucuri de fiecare aspect. Și poate asta e nevoie să învățați voi, în special pentru tăurașii care sunt foarte, foarte prinși de zona aceasta materială, pentru că e normal să fie așa, sunteți zodie de pământ, dar repet, nu-i pentru tot taurii, că sunt tauri care au aspecte prin astrogramă pe alte semne zodiacale și atunci, na. Hai să vedem situația, asul de bâte, ce gândiți voi, 10 de spade, ce simțiți voi, magicianul, la baza manifestărilor, marele preot, în exterior, cavalerul de monede, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, steaua, și ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, trei de monede. E o săptămână încărcată, e adevărat, dragii mei tăurași. În primul rând văd aici niște lucruri noi pe care le faceți, văd niște vești pe care le primiți, o atitudine nouă pe care o luați într-o anumită situație, noi activități care apar în viața voastră.
Pentru unii tăurași, să știți că poate chiar să fie vorba aici de o schimbare pe care vreți să o faceți și e binevenită, v-am spus. E binevenită, o faceți cu entuziasm. E adevărat că, din punct de vedere mental, nu prea vă convine vouă ce se întâmplă. Poate să fie vorba de faptul că parcă pur și simplu ori aflați de un final pentru unii tauri, ori aveți multe lucruri de făcut, aveți foarte multe gânduri. E o perioadă în care vă simțiți așa ușor puși la pământ, poate pentru că aveți aici de luptat, poate pentru că aveți totuși două arcane majore. E posibil, dragi mei tăurași, să iasă anumite lucruri din voi, poate chiar pe zona aceasta spirituală la care nici măcar nu v-ați gândit că le aveți, nici măcar nu v-ați gândit că aveți asemenea putere, nici măcar nu v-ați gândit că voi ați putea să faceți anumite lucruri. Și e normal să vi se pară totul schimbat, e normal să vi se pară totul așa la 180 de grade întors. Cu acest 10 de spade îmi spune că e un sentiment din acesta că simțiți că nu vă mai puteți ridica de jos, că nici măcar nu mai răsare soarele, parcă vreți dreptate, e adevărat, aveți o dreptate care e lângă voi, vă ajută, dragii mei tăurași. Poate zona actelor, zona aceasta este foarte intensă pentru voi, de asemenea într-un grup de oameni, ori vor foarte mulți oameni să se întâlnească cu voi. E o aglomerare așa și se întâmplă tot felul de evenimente și atunci efectiv parcă simțiți că nu mai puteți așa să aveți timp și pentru voi. Vă simțiți puși la pământ, parcă sunteți pur și simplu în slujba altora și voi și gândurile voastre nu mai contează în această săptămână. Și să știți că e bine, da? Chiar dacă aveți voi acest sentiment și e valabil și pentru mine, da? E bine pentru că uitați, aveți două arcane majore foarte benefice, magicianul și marele preot, ambele vorbesc despre zona aceasta spirituală, despre lucruri de destin, despre lecții pe care e nevoie să le învățăm. În sufletul vostru e magicianul, o arcană majoră foarte puternică, o arcană care aici vorbește despre faptul că e o perioadă în care poate e nevoie să faceți mici mari magii, poate e o perioadă în care reușiți să îndepliniți anumite dorințe, da, pentru ceilalți, poate sunteți într-o poziție, eu știu, în care puteți să faceți acolo mici mari magii, în ghilimele sau nu, da, depinde pentru fiecare. Și să reușiți să îndepliniți o dorință cuiva anume, cineva pur și simplu vă vede ca pe o persoană care are tot ce-i trebuie și e posibil să vă simțiți și voi așa, da, posibil să încercați de asemenea să faceți tot felul de jocuri din acestea ca să ieșiți din acest blocaj, dar eu cred că sunt jocuri foarte bune, uitați, poate vă lipsea entuziasmul, poate vă lipsea pofta de viață și poate vă dați seama în această săptămână că e cazul, da, să fiți ceva mai pozitiv, dragii mei tăurași, și poate e o săptămână în care conștientizați multe lucruri. Văd aici multe lucruri de destin, e posibil să aveți de-a face cu mase de oameni, unii dintre voi, cu un profesor, cu un mentor sau poate voi să fiți pe această poziție pentru cineva anume. Văd o ofertă sau ceva ce vine spre voi în acest sens, poate chiar din zona locului de muncă. Și de asemenea văd niște principii foarte bune pe care le aveți aici, posibil de asemenea să fiți ghidați ori la nivel de sine superior, la nivel de spirit, ori discutăm despre o ghidare fizică, da? E cineva acolo lângă voi. Că e o persoană apropiată, că e vorba de un psiholog, de o persoană care, eu știu, se ocupă cu zona aceasta a magiei, a ocultului, da? Vă poate ghida, vă poate oferi un sfat. Mai departe, aveți în exterior un cavaler de monede. Posibil cineva să vină la voi cu un dar, cu o ofertă de la drum sau să faceți voi un drum. Văd aici totuși prieteni care ori vor să vină către voi, ori persoane cu care vă întâlniți. De asemenea văd că e o săptămână foarte bună pentru voi să vă stabilizați din punct de vedere financiar și e posibil să o faceți într-un mod mai inedit, posibil să fiți ghidați de sus. V-am spus, pentru a ieși din acest blocaj, pentru unii tăurași e posibil să vă sacrificați pentru cineva anume, să ajutați pe cineva cu ceva anume și atunci e nevoie să faceți voi un sacrificiu, e nevoie să vă sacrificați voi. De asemenea, posibil ca în urma acestei săptămâni să vă dați seama că anumite persoane nu sunt pentru voi. Și e posibil să renunțați sau să, nu neapărat acum să nu mai vorbiți niciodată, dar poate să răriți anumite relații din viața voastră cu anumite persoane, poate dintr-un grup anume, din zona prietenilor și așa mai departe. Ce simțiți voi? Steaua? Sau nu? Ce simt ceilalți? Acum e posibil să simțiți și voi aceste lucruri, da? Că nu degeaba am spus. Cineva aici este foarte dornic, da? Să
vă facă o surpriză, cineva este foarte dornic sau dornică, cineva își dorește foarte mult, poate își dorește foarte mult să vă învețe, poate să vă ghideze pe tot acest drum, sau cineva pur și simplu este în viața voastră ca o stea așa călăuzitoare și vă mai ghidează pe aici pe acolo. De asemenea, poate cineva vă vede pe voi într-o lumină, uitați cât de mult își dorește ori să fie cu voi, ori să se întâlnească cu voi. E un vis care devine realitate și sunt niște elemente de noutate care apar în această săptămână pe zona prietenilor. Poate surprize de la persoane la care nici măcar nu v-ați așteptat. Da? Faceți niște schimbări în acest sens. Iar ce gândesc ceilalți sau ce gândește cealaltă persoană este un 3 de monede. Deci cineva vrea să vă învețe ceva, cineva vrea să vă ajute, da, în ceva anume. Posibil să fie, nu știu, vorba de un grup de oameni care, repet, ori vă invită undeva, ori vă surprinde mai puțin plăcut, da? Pentru unii tăuraș, pentru alții e posibil, v-am spus, să vă faceți cunoștințe noi, ceva, un element de noutate să apară în viața voastră în această săptămână. E o perioadă în care sunteți la un alt nivel din punct de vedere spiritual, din punct de vedere emoțional, pur și simplu aveți o înclinație și simțiți lucrurile mult mai profund față de ceilalți. Și atunci e normal să vi se pune pata ori pe o persoană anume, ori de asemenea să conștientizați că ceva anume din viața voastră s-a terminat. Interesant, dragii mei Tauri, deci e o săptămână plină pentru voi. Eu vă pupăcesc, vă mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uitați să ascultați și filmările zilnice, și acelea sunt tot pe semne zodiacale. Găsiți și acolo mesaje care poate să vă ghideze în tot acest demers de aici, dar per total să știți că e o săptămână foarte plină. Aveți una, două, trei, patru. Una, două, trei, patru arcane majore, deci e mult. E mult și semn că e momentul să ieșiți din blocaj, dragii mei tăurași, printr-o ascultare așa mai mare a sufletului, a spiritului sau printr-o mai mare atenție asupra lucrurilor nemateriale din jurul vostru. Vă pupăcesc!